Începe campania de vaccinare antigripală gratuită din sezonul epidemic 2019-2020. Anul acesta, Ministerul Sănătății a achiziționat un număr de 1.500 de vaccin gripal, cu aproximativ 200.000 mai mult față de anul trecut, astfel încât să se asigure vaccinarea unui număr cât mai mare de persoane din categoriile cu risc ridicat de îmbolnăvire. Campania de vaccinare se derulează prin cabinetele medicilor de familie și unitățile sanitare cu paturi și vizează reducerea la maximum a îmbolnăvirilor prin gripa de sezon. Vor fi vaccinate persoanele cu risc ridicat de îmbolnăvire, persoane cu vârsta de peste 65 de ani, persoane cu boli cronice, în special boli respiratorii și cardiovasculare, boli metabolice, copiii și bătrânii instituționalizați, personalul medical gravide, conform strategiei Ministerului Sănătății. Primele 50.000 de doze de vaccin au ajuns deja în teritoriu și sunt utilizate pentru imunizarea personalului medical. Din a doua parte a lunii octombrie vor fi distribuite și celelalte doze de vaccin, astfel încât să înceapă și vaccinarea în cadrul cabinetelor medicilor de familie.